We have to rebuild trust between Moldova and the European Union. This association agreement is an important component of this, but it's important for us as European Union to see the implementation of the reforms, to see progress, to see the rule of law, and to make sure that in the banking sector and also in the justice sector real progress is made. Pentru ca reformele să aibă succes, este nevoie și de încrederea cetățenilor în instituțiile statului, a specificat Bert Koenders. See where the government is engaging the people of Moldova, the institutions of Moldova, the parliament of Moldova, to come to reforms that are necessary not just for one day or two days, but really give the trust to the Moldovan people that in the interest of their work and their employment and their freedom, progress is being made. La rândul său, Andrei Galbur s-a arătat încrezător că relațiile moldo-olandeze vor cunoaște o dezvoltare continuă. Am discutat exprimându-mi de satisfacție guvernului și poporului olandez pentru toate programele de asistență care pe parcursul anilor au fost și continuă să fie sprijinite la noi în Republica Moldova, programe care vizează sectoare cheie în dezvoltare și modernizarea statului. În cadrul vizitei sale la Chișinău, Bert Koenders a mai avut întrevederi și cu premierul Pavel Filip și cu președintele Parlamentului Adrian Candu.